Salut, vărsători! Voi face citirea pentru luna nouă, luna nouă care se perfectează pe 11 ianuarie la ora 13:56 în 20 de grade și 44 de minute Capricorn. Este pentru voi o casă a 12-a, a sacrificiilor, a secretelor, a sănătății, a datoriilor, a iubirii, o casă karmică și să nu uităm că în acest an nu de 8 începem cu prima lună și pentru voi este o lună în casa a 12-a. Haideți să vedem ce puteți să începeți legat de această casa a 12-a și ce sfat primiți din partea tarotului Druid. Și iată, 8 de monede. Am putea spune că începeți cu contestarea. Contestarea unor bunuri, contestarea unei afaceri. Este o contestare. Poate că vouă vi se contestă sau voi contestați altcuiva folosirea unui bun sau o reușită. Haideți să vedem și este un aspect karmic, așa, deci un 6 de cupe, un card de luptă și un 7 de cupe. Deci, această lună nouă vă arată că orice ați încercat să faceți este legat de trecut. Vă întâlniți cu persoane din trecut, persoane de care ați fost legați prin relații, prietenie. Vă bucurați de revederea acestor persoane, dar vă dați seama că trebuie să luptați pentru a ieși din stagnare. Acest card de luptă arată că trebuie să țineți o situație dificilă sub control. Dacă vă doriți să ieșiți din stagnare, trebuie să mergeți cu mult curaj, multă hotărâre peste cei care v-au impus această stagnare și să le impuneți voința voastră printr-un triumf, dar să nu uitați că trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Deci nu este un moment foarte ușor. Este carul de luptă unde voi vreți să ieșiți din stagnare, dar s-ar părea că vă amăgiți singuri cu un 7 de cupe, fiindcă arată foarte multă amăgire. Deci aveți o situație dificilă de ținut sub control și voi vă amăgiți. Vine acest 7 de cupe care arată amăgire, visare. Vă creați tot felul de vise, tot felul de imagini, că veți reuși să ieșiți din situația respectivă, dar aspectul nu este benefic, acest 7 de cupe, trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă poate să vă ducă la o amăgire. Haideți să vedem ce spun runele pentru vărsători. Lăsăm întors. Bun. O călătorie. Aici am zice că iată, este vorba de o călătorie, o călătorie benefică, fiindcă apare acest rând într-o poziție bună.
fie călătoriți cu cineva, fie vă revedeți cu cineva și vă face plăcere. Este un aspect foarte benefic, dar acest aspect este legat și de schimbare, fiindcă este o relație care este în schimbare și arată că vă ajută să încheiați ceva care nu a mers și ați așteptat foarte mult să se schimbe ceva și să revedeți această persoană, și uitați aici revederea, care va aduce o relație nouă, ceva benefic pentru voi, dar legat de niște bani, de bunurile materiale ale voastre, s-ar părea că veți pierde ceva, ceva care nu a mers datorită alegerii voastre. Voi v-ați ales relațiile și aveți aici aceste două rune alăturate una de alta, arată că ceva nu a mers tocmai datorită vouă, că aceste relații voi le-ați ales. Persoane care v-au mințit, v-au înșelat, v-au furat, persoane care v-au arătat anumite sentimente și de fapt ele nu le-au avut niciodată, și toate acestea voi le-ați ales. Această rună care reprezintă ciocanul lui Tor vă atenționează că puteți totuși să faceți un moment de pauză și să căutați o soluție la persoane calificate. De asemenea, aici aveți o dreptate care ați considerat că va fi de partea voastră această dreptate, s-ar părea că nu veți avea noroc. Nu vi se dă dreptatea pe care ați dorit-o. De asemenea, acest dar, care arată daruri, daruri sentimentale, daruri materiale, sunt lângă această rună care am putea spune că se influențează și voi v-ați dorit daruri, dar s-ar putea să nu fie chiar daruri, să fie o pierdere și totuși aveți această bunjo, deci ați dorit norocul, dar pe lângă, vedeți, este înclinat, deci nu putem spune că chiar este aveți noroc. Voi vi l-ați atras sau am zice din punct de vedere legal, norocul este de partea voastră și totuși nu este ceea ce sperați. Călătoria va aduce o schimbare în viața voastră, fiindcă totul se va schimba cu 180 de grade, nu veți mai merge în direcția în care ați mers, veți căuta cu totul altceva, relații noi, sentimente noi. Așa cum am atenționat, aveți aici o revedere cu cineva, dar totuși un blocaj, de care o stagnare de care ar trebui să fiți atenți și să nu vă creați această visare, să nu vă legați de această visare, fiindcă aveți două rune care ar putea să arate că ceva totuși se va schimba în viața voastră, dar să fiți atenți, să fiți totuși realiști și să nu vă legați de această visare, de visele voastre, de amăgirile voastre, fiindcă nu va fi benefic pentru voi. Chiar dacă veți avea această schimbare, așa cum am spus, o schimbare cu 180 de grade în viață, trebuie să fiți atenți la acest aspect de amăgire. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!